încet, încet, trebuie să te convingi că totul este fără scăpare. Vom muri stupid, într-o minciună oribilă. Nimeni nu ne va scăpa. Nimeni nu ne va ierta mâine. Și asta este ceea ce este mai oribil, că am fost lași și că nu am rezistat înfruntând. Mă închid în lumea mea din ce în ce mai strânsă, mai redusă la singurătate în care îmi caut satisfacții superioare. Pictura, într-adevăr, fie binecuvântată. După 89 a început să manifeste pe piața culturală românească o dezbatere despre rezistența prin cultură. Sunt foarte mulți intelectuali care vorbesc despre propria lor rezistență prin cultură sau despre rezistența altora. Eu personal am oarecare rezerve în legătură cu acest concept, pentru că atunci când spui rezistență, te gândești la o acțiune, chiar dacă termenul pare să indice o pasivitate. Dar când spui rezistența franceză, te gândești la un grup de inși care în mod clandestin au sabotat trupele ocupante, au făcut lucruri riscante, au luptat. Prin urmare, rezistența are o conotație politică, în general, care e foarte specifică. Nu poți să spui despre un chirurg care a operat în timpul dictaturii, care rezista prin chirurgie, sau despre un tâmplar care rezista prin tâmplărie. Și-au făcut meseria. Și-au făcut-o bine, și-au făcut-o onest, dar nu s-au raportat prin meseria lor la regimul politic sub care s-a întâmplat să trăiască. Lucrez de o săptămână acasă. În Pangrati nu mă pot duce din cauza frigului. Soba de-abia mai pâlpâie. Iarna este încă îngrozitoare. În case, frigul e mai cumplit ca în 85. Oamenii dorm îmbrăcați, n-au cu ce să se spele, lumina se stinge la anumite ore. Mizeria colectivă e acceptată tăcut. Este interzis să discuți despre lipsa de căldură, de hrană și de lumină. Totul e haotic. Demagogia ne-a intrat în fire. Aplaudăm propriul dezastru. Acum, e adevărat că în planul domeniilor legate de ideologie, creativitate, cultură, cercetare și așa mai departe, putem accepta termenul rezistență, pentru că a te manifesta în aceste domenii fără să faci concesii, a nu ceda ingerințelor ideologice, politice ale momentului și a-ți vedea de treaba ta ca și cum lumea din jur nu există, asta este, în plan, repet, în planul strict al ideologicului și al creativității, e o formă de rezistență. Și oameni de tipul ăsta au existat în România și le datorăm o anumită continuitate a spiritului și a creativității într-o perioadă în care nici spiritul, nici creativitatea nu erau încurajate. Am fost întrebat despre cum am reușit să rămân în afara politicului în perioada dictaturii. Adevărul e că nu eu am stat în afară, ci politicul. Eu am stat în atelierul meu și nu l-am lăsat să intre. I-am învățat pe toți cu nevoia mea de a fi singur. Pictura ce făceam nu permitea din partea mea concesii. Invitațiile care altădată m-ar fi onorat și stimulat le-am evitat. Tot așa cum am ocolit intenția editurii de stat de a-mi scoate un volum prestigios, fără cenzură, sau de a mi se organiza o mare retrospectivă. Ideea că totul ar fi putut fi în cele din urmă interpretat ca o reușită a celor ce ne conduceau destinele, mă făcea să mă retrag cât mai adânc în acel exil interior în care începuse a se refugia majoritatea creatorilor. Și nu numai. Viața în mijlocul regilor mei nebuni și a spaimelor care populau deja atelierul era aproape o desfătare. În privința asta, Corneliu Baba a fost un personaj exemplar. Pentru că nu numai că și-a văzut de meseria lui la superlativ, fără să se lase contaminat de niciun fel de comandă ideologică,
chiar dacă într-o primă parte, în anii 50-60, a trebuit să cedeze tematic unor anumite ingerințe, dar a făcut-o fără să facă niciun fel de compromisuri tehnice și artistice și până la urmă fără să citeze, ca să spun așa, niciun fel de slogan la modă pe vremea aia. Atelierul cu atmosfera lui reprezintă universul de vise, de fantasme, de iluzii, de exaltări și de decepții legate toate de creația mea. Pictez de preferință oameni. Pictez ca mine și am dorit întotdeauna să mă recunosc printre ceilalți, chiar cu riscul de a mă izola. Doresc să rămân eu, mare sau mic, indiferent cum. Ceea ce mă interesează este calitatea picturii ce o fac și sentimentele pe care vreau să le transmit. Dar nu numai prin asta a fost el, într-un anumit sens, un supraviețuitor demn, un rezistent, ci prin faptul că a făcut școală, el a fost un mare profesor și există azi o mulțime de mari pictori în școala românească de pictură contemporană care îi datorează lui formația. Și în al doilea rând a fost un om totuși în mod discret solidar cu cei care au făcut mai mult decât atât. O țară de vinovați, de culpabili, ce trebuiesc reeducați de la 6 la 70 de ani de marele educator al poporului, împreună cu o armată întreagă de agramați. Mă refugiez în lumea tablourilor mele. Singurul lucru pentru care merită să trăiesc. Arlechinii, portretele mele, visurile colorate pe care încerc să le realizez, discurile de la atelier, câteva cărți de artă, simplitatea atelierului. Dincolo de acestea, toate începe urâtul. S-a întâmplat să am, la un moment dat, unele probleme de context cu autoritățile de atunci și păstrez și acum, cu mare evlavie, mesajele scrise pe care mi le-a trimis Corneliu Baba în acea perioadă și care m-au ajutat enorm, pentru că veneau de la un om care avea prestigiu, avea greutate și avea compasiune. Astea sunt virtuți care și ele fac parte din rezistența omenescului în condiții ostile. Cultură fără cărți străine ce apar atât de multe, fără contactul cu lumea liberă, fără reviste, fără posibilitatea călătoriilor. Suntem mediocri, avem complexe. Am învățat la școala lașității pe care o urmăm de 30 de ani să mințim, să aclamăm ceea ce detestăm și repudiem. Amenințarea că vom muri în minciună este îngrozitoare. Cine va răspunde de atâtea crime? Atâtea ultraje aduse spiritului, inteligenței. Nimeni nu se întreabă. Se va băga capul în nisip și se va uita totul. Cei tineri ne vor spune, dacă ați fi fost mai tare acum 30 de ani, nu ajungeam aici. Mizeria morală vine din mijlocul nostru. Cei de 30 de ani sunt tot atât de docili, de mincinoși, ca și noi. La ei începe cariera, familia. Nimeni nu vrea să riște. Fiecare știe că va fi un erou singuratic și ridicol. Și vasul se scufundă încet. Maestru Baba era un om profund, nu este pur și simplu un om de salon. Este și un om care nu numai că produce în plan artistic lucruri remarcabile, dar acompaniază ceea ce produce în plan formal cu un sistem de gândire foarte articulat. Maestru Baba face parte dintre pictorii, dintre artiștii care așa au însoțit imaginile cu foarte multe idei. Am fost întrebat dacă într-o operă de artă regăsești semnele caracteristice epocii. Vrând nevrând le găsești, chiar dacă autorul nu le urmărește intenționat. Semnele epocii se reflectă în opera unui artist pentru că ele există, cu sau fără voința acestuia, în intimitatea sa creatoare, în subiectivitatea și gândirea sa. În întreaga complexitate a unui artist se află reflectată complexitatea însă și a epocii sale sau a epocii ce va urma. Neînțeles pentru moment și deci neacceptat,
Fenomenul ce devansează experiențele vremii va explica prezentului o lecție viitoare. Un tablou, o statuie, un poem sau o simfonie, toate sunt rezultatul ciocnirii dramatice între sensibilitatea artistului și lumea din afară. Această ciocnire va purta amprenta unei trăiri intense, iar rezultatul e un univers nou, născut din ea, însemnând adevărata realitate valabilă a operei, realitatea afectivă. Există niște costuri, chiar ale acestei forme neagresive, neofensive de rezistență față de un regim ostil. Există pericolul marginalizării, există o anumită nevoie de a te retrage și de a accepta un statut de singurătate și sunt oameni care, pentru care lucrul ăsta este greu. Întâmplarea face, aș spune că norocul maestrului Baba este că el era foarte prieten cu singurătatea lui. Pentru el retragerea în singurătate, în atelier, era o sărbătoare, nu era o pedeapsă. Și asta este un fel amuzant de a rezista de asemenea, un fel de a transforma ceea ce pentru instituțiile autoritare ale momentului era marginalizare, eventual pedeapsă, într-o voluptate. Maestru Baba se simțea foarte bine singur, n-avea nevoie de succes prompt și de mondenități, pentru că le avusese din plin și își putea vedea de meserie fără niciun fel de regrete subiacente, fără niciun fel de frustrări și de complexe. Se simțea bine. Și a te simți bine într-o dictatură este asta o formă de rezistență. Libertatea de gândire a artistului a fost întotdeauna generatoarea marilor sale creații. De ce să ne temem să lăsăm artiștii să spună adevărul? Ei sunt mari prieteni ai omului. De aceea adevărurile spuse de ei nu înseamnă nici sânge, nici ruine, nici cadavre. Sunt singurii care aruncă o floare peste marile hecatombe ale istoriei. Libertatea de gândire. Spune cuvântul acesta în gând, dar nu-l pronunța tare, nu-l scrie. Și mai ales nu obliga pe alții să-și ia răspunderea de a ți-l publica. Spaima și lașitatea au cuprins ca o molimă spiritele. Am mințit cu toții. Am învățat pe copii să mintă. Nu știu dacă în halul de vicire în care ne aflăm mai putem vreodată pronunța un adevăr. Pictura e liberă. Ce facem cu libertate? Pictura după șabloanele vechi s-a dus. Alte șabloane au luat locul. Oamenii tineri vor să se exprime cu violență ca toți tinerii din lume. Toți vorbesc la fel. În mijlocul gălăgiei generale mă încăpățânesc să rămân eu. Poate e cel mai greu lucru. Mi-aduc aminte că la un moment dat, la un simpozion de după 89, undeva la Viena, un scriitor suedez, care cunoștea însă bine Estul, a spus în țările comuniste s-a supraviețuit la un anumit moment și prin politețe. Erau împrejurări în care bădărănia, grosolănia, vehemența, violența aveau câștig de cauză. În acest context, a face să supraviețuiască un anumit tip de comportament, o anumită grație socială, o anumită eleganță a prezenței, era și ăsta un fel de a rezista. Era o apariție la Atene Palas, unde el se ducea uneori la braserie împreună cu studenții. Și apărea un fel de pâlc așa de artiști, unii bărboși, unii cu un aer leonin ofensiv și el în mijlocul lor, ca un maestru adulat și respectat, dar fără nimic, cum să spun eu, țeapăn și impozant în sensul formal, era extrem de cordial. Și intrau la braseria de la Atene Palace, beau cafele, beau câte ceva
Și grupul ăla de oameni îți dădea brusc sentimentul că în lumea irespirabilă din jur există nuclee de normalitate. A face să supraviețuiască normalitatea într-un context anormal este și asta o formă de a, de a te opune ostilității. Ce am putut oare învăța? Deocamdată nu recunosc decât ceea ce le sunt dator pentru spectacolul splendid al tinereților creatoare. Am față de ei obligația de a le răspunde printr-un gest de generozitate, servindu-le drept călăuză pe un drum pe care n-au trecut niciodată. Toți vin cu caracterele precise ale vârstei. Sunt generoși în idei mari, sigur de geniul lor și la fel necruțător pentru tot ce a fost înainte de ei. Îi iubesc așa cum sunt, fiindcă ei sunt singurii care imprimă prezentului valoarea sa romantică. Iată de ce le susțin lucrările. Prin ei reușesc să înțeleg sensul vremii de azi mult mai bine decât prin cei de o vârstă cu mine, înnăcriți uneori de romantisme, ulcere și glorie. Faptul pe care l-am mai menționat, că el a făcut școală, că există oameni care îi datorează enorm, a fost și ăsta un mod de a fisura omogenitatea gri a pedagogiei de atunci. Deci era un tip uman care a devenit model și care în felul ăsta era o contrapondere la ceea ce se întâmpla pe piață în general. A fost un maestru, un profesor, a fost un om solidar și a fost un om care n-a înțeles să facă compromisuri, cum au înțeles să facă alții, nu netalentați, dar care au luat lucrurile mai în ușor. În contemporanul de azi a apărut trunchiat, îmbunătățit, urâțit, falsificat textul cuvântului meu de la conferință. Mi-e silă. N-am apucat să vorbesc cu toate că știam că așa se va întâmpla. Așa îmi trebuie. Țuca are dreptate. Totul este urât, urât, minciună, ultragiu, lingușire către șef, suspiciune, peste tot, suspiciune. Din trei oameni, unul este turnător. Jumătate de țară suspectează cealaltă jumătate și viceversa. Formația oamenilor este polițienească și sloganul spune așa: reprezentați chipul luminos al omului nou. Ca să reprezinți chipul omului în artă, trebuie mai întâi să iubești chipul omului. Și ca să-l iubești, nu trebuie să fii nici tu, nici el, schimonosit de suspiciuni, de neajunsurile zilei de azi, de nesiguranța zilei de mâine. Am îmbătrânit lângă paletă și lângă culori. Lângă tăblița aceasta de lemn, devenită în atâția zeci de ani confidenta credincioasă a dramelor mele îngropate sub straturi de culoare, a atâtor bucurii, a atâtor speranțe și visuri. Mărturisesc că simt aceeași jenă ascultând sau vorbind despre pictură, lansând teorii. Cum trebuie făcută pictura? Cum trebuie și încotro trebuie îndrumată pictura. E naiv. E indecent să discutăm acest lucru la fel și în fiecare an, sau de mai multe ori pe an, fără să avem nici măcar curajul să spunem lucrurilor pe nume. Cum vă aduceți aminte, poate, un termen cheie al epocii era actualitatea. Trebuie să fii legat de actualitate, trebuie să fii mereu în priză cu imediatul, cu realitățile noastre, cu tot ceea ce face substanța socialismului în marș către viitor. Maestru Baba avea o foarte bună relație cu inactualitatea. Și a fi inactual
într-un moment în care exigența supremă este actualitatea, era de asemenea un fel de a te situa în afara curentului. Nu e vorba de o rezistență ofensivă. Maestru Baba n-a făcut tabere de partizani, nu a organizat demonstrații, n-a făcut scrisori explozive pentru mediile occidentale, lucruri foarte importante și foarte utile atunci când un regim atinge cote de abuz nepermise, dar a înțeles prin întreaga lui prezență să fie, să creeze un univers paralel, să fie alături de ceea ce era imperativul strict al momentului. O lungă perioadă de viață ca să evite afronturile din două direcții, în jocul cu mingea între politici dogmatici și elitiști de ocazie, am fost nevoit să mă exilez în singurătatea atelierului ca să-mi recapăt liniște. Drumul artelor plastice de-a lungul acestui secol a fost tulburător, iar cortina de fier i-a dat o dimensiune dramatică în partea aceasta de lume. Ideea care mă urmărește e că șansa picturii mele este tocmai ghinionul de a trăi în Est și de a lua parte la toate coșmarele acestei epoși ce mă obsedează în drama picturii ce fac. Fantezia mea avea nevoie de drumul întortocheat al dramei omenești văzut în toată cruzimea, violența și lașitatea care continuă să umple de secole istorie. Două teme au devenit obsesiile mari ale picturii mele de bătrânețe: spaimele și regii nebuni, prezențe anonime ale eternului zbuciumat destin uman. Între cortegiile de regi nebuni și aglomerările dramatice ale atâtor spaime ce pândesc existența și obligă să iei în seamă lupta destinului propriu, autoportretul se impune ca prezență obligatorie în atmosfera dramei haotice pe care o traversăm. Aș spune că rezistența prin cultură este forma de a te opune regimului când ești o natură contemplativă. Există și oameni care fac rezistență pentru că au naturi active, războinice. Sunt foarte importanți, merită admirația și iubirea noastră, dar nu trebuie scoși din discuție oameni care au făcut ceva din aceeași categorie, dar pe baza unei naturi, a unei structuri intime care este contemplativă. Există acest tip de om și el a funcționat, din fericire, în perioada dinainte de 89, ca un reper. Abia ieșiți de sub sechestrul ideologiei, la reintrarea dezorientată în regulile economiei de piață, sub tentația noului cu orice preț și a comercialului nemilos, pot apărea capcane care să coste conștiințe și valori. E riscul multor artiști. În lumea aceasta, pictura mea își caută un loc al ei onorabil.